Frauda bancară a transformat Republica Moldova dintr-un elev fruntaș într-un elev codaș, au declarat mai mulți parlamentari europeni în cadrul întâlnirilor cu jurnaliștii din Republica Moldova. Lucrurile nu merg așa cum trebuie, iar asta demonstrează că reformele stagnează, ori nu sunt implementate. Totodată, șeful misiunii Republicii Moldova la Bruxelles spune că Moldova a reușit la multe capitole să depășească țările din parteneriatul estic, dar recunoaște că fac tot ce pot pentru a reabilita lucrurile. Republica Moldova face parte împreună cu alte 5 state din parteneriatul estic. La multe capitole, Moldova a depășit celelalte state membre, dar frauda bancară care a avut loc i-a frapat pe toți parlamentarii europeni. Ei au recunoscut că relațiile între Moldova și Uniunea Europeană erau foarte bune. La Bruxelles, toată lumea credea că reformele sunt implementate, iar oamenii vor integrarea europeană și aspiră la valorile europene. Crizele care au avut loc în Republica Moldova i-a pus în gardă pe europeni, recunoaște Eugen Caras, șeful misiunii europene. Trebuie să fiu sincer, au fost urcușuri și coborâșuri în relațiile cu Uniunea Europeană, deci crizele noastre, de exemplu, în anul trecut, în 2015, schimbări de guverne, totul ce era în presă, ați văzut, cunoașteți, ați scris, ați spus, ați vorbit despre asta. Deci lucrul ăsta, sigur că n-a putut trece fără urme în relația cu Uniunea Europeană. De exemplu, către sfârșitul anului trecut, începutul anului ăsta, era foarte mare dezamăgire în instituțiile europene, în statele membre, deci capitalele europene, vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat la noi, ce s-a întâmplat la Chișinău, în Moldova. Și exista această dezamăgire și era și îngrijorarea, bineînțeles, cu ceea ce se va întâmpla mai departe. Țineți minte foarte bine protestele din stradă. Deci Uniunea Europeană era îngrijorată, era și dezamăgită un pic de ceea ce s-a întâmplat la noi și de unde s-a ajuns, deci inclusiv cu frauda bancară sau în primul rând cu frauda bancară, cred că frauda bancară a fost, deci nu că picătura care a umplut paharul, dar tona care a umplut un vas mai mare, da, ca un vagon sau nu știu ce de așteptări și de frustrări. Respectiv, deci Era o situație de expectativă din partea lor, de așteptare, de îndoieli, de îngrijorare. Deci toate sentimentele astea erau în capitalele europene și în instituțiile europene vis-a-vis de noi. Uniunea Europeană, pe bună dreptate, era îngrijorată să nu fie derapaje prea mari în care ar aduce prejudiciu ordinii publice și etc. Ar pune sub semnul întrebării și alte proiecte. În prezent, instituțiile europene sunt foarte atenți la tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Uniunea Europeană își dorește relații bune cu Moldova și tocmai din această cauză își dorește relații pragmatice. Situația acum este, și din perspectiva lor, situația acum la Chișinău, în Moldova, este stabilizată, este relansată relația cu Uniunea Europeană. Deci ceea ce autoritățile au promis să îndeplinească, au realizat această foaie de parcurs, inclusiv decizia de luni a bordului FMI, deci de a avea program de țară cu noi, confirmă ceea că, iată, sunt livrate, să zic eu așa, deci rezultate pe ceea ce am convenit cu Uniunea Europeană și cu FMI. Și lucrul acesta, cred, este benefic nouă, dar și relației cu Uniunea Europeană. Sigur că, iarăși, la Chișinău sau în Moldova, opiniile pot fi diferite, mai ales că acum este foarte activă viața politică de acasă, dar eu operez cu ceea ce avem în dialog cu Uniunea Europeană, cu ceea ce vorbim cu partenerii de aici.
Parlamentarii europeni recunosc că frauda bancară, dar și combaterea corupției au plasat Moldova la coada clasamentului. Ei recunosc că lucrurile sunt în continuă schimbare în Georgia, dar și Ucraina, chiar dacă și acolo lucrurile nu merg chiar așa cum își doresc. Instituțiile europene consideră că politicienii au înțeles greșit noțiunea de integrare europeană. Integrarea europeană înseamnă că legea este una pentru toți, iar cei care încalcă legea trebuie pedepsiți.